Astăzi vă vom arăta 8 persoane cu care nu ar trebui să vă intersectați în mod categoric. Sunt mai mari, mai grei și mai duri în luptă decât oricine altcineva pe care l-ați văzut vreodată. Te poți aștepta, printre alții, la un fermier siberian care are nevoie doar de palma mâinii pentru a doboru oameni, la o femeie care ridică alți culturiști de parcă aceștia nu ar cântări nimic și la un luptător MMA gigantic, unic în istoria acestui sport. Să începem cu Kung Lee din Vietnam. Cu siguranță nu ar trebui să vă puneți cu acest musculos de 1,78 metri înălțime, deoarece Kung Lee este un maestru în aproape toate artele marțiale care există. În fiecare film cu Jackie Chan, el ar fi adversarul suprem. Este maestru în kickboxing și kung fu, profesionist în taekwondo și stăpânește și arte marțiale rare, cum ar fi San Shao. În vârstă de 50 de ani deține o întreagă colecție de centuri negre în diverse discipline și a devenit cunoscut publicului larg în primul rând cu luptele sale de arte marțiale mixte. Aici, versatilul luptător și-a făcut knockout adversarii la rând, chiar dacă aceștia erau mai mari și mai grei decât el. Una dintre mișcările caracteristice ale lui Kung Lee este pumnul rotitor. Cu această mișcare, el slăbește mai întâi apărarea adversarului cu două lovituri de picior țintite și apoi îl lovește cu pumnul gol cu toată forța în timpul unei mișcări de rotire. Lovitura de picior prin rotire a lui Kung Lee este, de asemenea, legendară. În acest atac, luptătorul distrage mai întâi atenția adversarului cu câțiva pumni falși, folosește confuzia pentru a se apropia rapid foarte mult de el și apoi îl lovește în mijlocul corpului dintr-o mișcare de rotire. Numai această mișcare emblematică este atât de puternică încât poate duce la un knockout imediat. Kung Lee poate fi considerat unul dintre cei mai aprigi luptători ai vremurilor noastre și chiar a reușit să își etaleze abilitățile impresionante pe marele ecran în producții precum Tekken sau Omul cu pumnii de oțel. De la luptătorul de arte marțiale mixte Kung Lee, avem acum un om care are nevoie doar de o singură mână pentru a-și face adversarii să vadă stele verzi. Este vorba despre Vasilii Kamotski din Siberia. Gigantul de 170 de kilograme, supranumit Gălușca, este o adevărată legendă într-un sport deosebit de neobișnuit, concursul de palme. Regulile sunt simple, doi adversari stau unul în fața celuilalt la o masă, un arbitru decide cine începe aruncând o monedă și se dă startul, adversarii se plesnesc reciproc până când unul dintre ei renunță sau cade. Și, într-adevăr, aceasta din urmă li se întâmplă foarte des adversarilor lui Kamotski, atunci când acesta îi lovește din plin cu mâna sa uriașă. Întâmplător, după ce Kamotski a câștigat campionatul de palme în urmă cu câțiva ani, el a obținut în aceeași zi și locul întâi la un concurs de mâncat găluște. Ceea ce face ca totul să fie și mai curios este faptul că fermierul din Siberia nici măcar nu se antrenase pentru niciuna dintre ele. De fapt, el se dusese la eveniment doar pentru a obține autografe. Apoi, când a văzut că se poate participa, a luat parte în mod spontan la concursuri și a demonstrat că, cu siguranță, nu ar trebui să te pui cu el. Apropo, bărbatul poate să tragă mașini sau să încarce baloți de fân de 100 de kilograme la ferma sa cu mâinile goale. În continuare, ajungem la un bărbat care poate că nu impresionează cu trupul său, dar impresionează cu atât mai mult cu abilitățile sale. Fostul membru al armatei canadiene, cunoscut doar sub numele de Wally, este considerat cel mai bun lunetist în prezent din lume. Wally se ascunde în camuflaj în puncte importante din punct de vedere tactic și își elimină adversarii de la mare distanță înainte ca aceștia să îl observe. Într-o zi bună de muncă, lunetistul reușește să elimine până la 40 de inamici. Acest lucru i-a adus tânărului de 40 de ani titlul de cel mai mortal lunetist din lume. Pentru că abilitățile sale sunt atât de incredibile, Wally a fost chemat să salveze Ucraina și luptă cu Rusia acolo de la începutul anului. Deoarece Wally a fost detașat în războiul din Afganistan, el deține recordul pentru o lovitură mortală de la cea mai mare distanță. Pentru că lunetistul a reușit efectiv să elimine un adversar cu arma sa de la o distanță incredibilă de 3,5 km. Acest lucru îl face cu siguranță o persoană cu care nu ar trebui să te pui niciodată. De la lunetistul Wally ajungem acum la o femeie care este cunoscută și sub numele de gigant feminin. Stefania Totolo este cea mai înaltă și cea mai puternică femeie din Dubai.
Stefania, de origine ruso-italiană, înaltă de 1,88 metri, care se prezintă în mod repetat ca fiind personajul comic Hulk, conduce cu normă întreagă un canal de fitness pe YouTube. Aici, ea împărtășește atât videoclipuri amuzante, cât și, bineînțeles, antrenamentele sale, deoarece a fost nevoie de multă muncă pentru ca Stefania să devină gigantul feminin care este astăzi. De fapt, ea obișnuia să se lupte cu excesul de greutate și a început să facă exerciții fizice doar din acest motiv. Astăzi, ea cântărește în continuare în jur de 100 de kilograme, dar este greu să nu observ că cea mai mare parte din ele sunt mușchi. Și astfel, Stefania ridică fără efort bile de piatră de 70 de kilograme sau chiar folosește alți bărbați culturiști ca greutăți de antrenament. Să continuăm cu un om care își face adversarii să pară niște righioane chiar și în artele marțiale mixte, unde se întâlnesc mai mulți luptători feroce. Și anume, Emmanuel Yarbrough. Americanul a intrat în cartea recordurilor ca fiind cel mai greu sportiv din lume, cu o greutate de luptă de peste 300 de kilograme. Emmanuel Yarbrough, care a murit în 2015, nu era doar greu și, cu o lungime a corpului de 2,03 metri, era și uriaș, dar, în ciuda dimensiunilor sale, era foarte atletic și, prin urmare, extrem de periculos pentru adversarii săi. El stăpânea atât luptele libere, cât și sumo și judo și a jucat fotbal înainte de a se apuca de artele marțiale mixte. Datorită mărimii, greutății și abilităților sale, Emmanuel era de temut în ring și, odată ce își culca un adversar la pământ, cu greu se mai putea ridica. Să mergem la o doamnă care ar trebui să impresioneze majoritatea bărbaților din sala de sport. Vorbim despre cea mai musculoasă femeie din lume. Natalia Kuznetsova nu numai că are un bicep solid de 49 de centimetri, dar deține și titlurile de campioană mondială feminină la flotări și ridicări de greutăți. Tânăra, acum în vârstă de 29 de ani, a început să se antreneze cu greutăți la vârsta de 14 ani și recunoaște deschis că nu este complet naturală și că a folosit deja unele mijloace pentru a-și umfla cu adevărat mușchii. La o înălțime de numai 1,68 metri, ea cântărește incredibil de mult, 143 de kilograme de masă musculară pură. Natalia, care a câștigat campionatul siberian de culturism când avea doar 16 ani, reușește să ridice 400 de kilograme la haltere. De la cea mai musculoasă femeie din lume, ajungem acum la dovada vie că nu trebuie să subestimezi niciodată pe cineva doar pentru că arată mic și slab. Candy Ting Wu, în vârstă de numai 8 ani, a pășit în fața juriului emisiunii Spaniolii au talent cu ținuta de luptă inspirată din filmul Kill Bill, nimeni nu a crezut ce urma să vadă. De fapt, fetița nu numai că s-a îmbrăcat ca o luptătoare, dar stăpânea și abilități incredibile de kung fu și karate. Ting Wu poate mânui perfect atât bastonul lung de luptă, cât și sabia, iar juriul nu poate să nu fie uimit când fetița se învârte pe scenă ca și cum ar fi chiar Jackie Chan. Deși nu concurează împotriva niciunui adversar în spectacol, este imediat clar că, dacă ții la sănătatea ta, ar fi bine să nu te pui cu această fetiță de 8 ani. La numărul 1, ajungem acum la ultima persoană de pe planetă cu care ar trebui să te pui, cel mai puternic om din lume. Eddie Hall din Marea Britanie nu este doar un culturist, ci un bărbat foarte puternic. În timp ce culturismul se referă și el în mare parte la antrenarea corpului pentru a arăta cât mai bine, Eddie se referă la un singur lucru, și anume la forță. Eddie Hall, care are o înălțime de 1,91 metri și cântărește 164 de kilograme, are mai mult decât destulă. El poate ridica cu ușurință 300 de kilograme. Dar în 2016, Eddie a devenit chiar prima persoană din lume care a reușit să ridice incredibila greutate de 500 de kilograme. După cum puteți vedea, chiar și bara masivă se îndoaie violent sub această greutate enormă. Pentru a exemplifica, uriașul ar putea, prin urmare, să ridice cu ușurință o mașină mică. Dar chiar și în afară de forța sa enormă, nu trebuie să te pui niciodată cu Eddie Hall. Britanicul deține și în viața privată un adevărat tank pe care îi place să-l folosească pentru a merge, de exemplu, la McDonald's. Apasă butonul de like și abonează-te la canalul nostru. Până data viitoare, fiți curioși, aici la Vezi și Crezi!